Gestionarea conflictelor în cuplu seamănă cu baletul pe sârmă. Necesită exercițiu, un echilibru foarte bun și o motivație solidă pentru a nu confunda partenerul în toiul luptei cu un vrăjmaș care trebuie împins de pe sârma subțire, cu tot cu argumentele și punctul lui de vedere. Întrebarea retorică plutea pe deasupra capetelor, în timp ce cuplurile știau prea bine că nu e cazul să răspundă la ea, iar necăsătoriții poate că mai fantazau, gândind că, dacă ar fi să existe un asemenea miracol într-o relație, ar putea să îl trăiască chiar ei. Cel care conducea seminarul tocmai le ceruse cuplurilor să ridice mâna în eventualitatea improbabilă în care n-ar fi avut niciodată pe niciun motiv o discuție mai incinsă. Poate că a pronunțat chiar și cuvântul care arde buzele mai abitir decât un cartof fierbinte, o ceartă. Și în timp ce mâinile ședeau cu minți, odihnindu-se pe cotiere, două mâini au țâșnit în aer. Probabil nu chiar simultan, ci la două-trei secunde distanță, fluturând a nepământeană victorie. Se poate ca vreun cuplu sau mai multe să se fi gândit ca o nevoie de pix și hârtie ca să noteze secretele familiei pe de-a întregul neconflictuale care se afla, iată, chiar în mijlocul lor. După cum se poate ca unii să fi zâmbit grav sau ironic, cei care știau că uneori liniștea cuplului armonios se prelungea răstită peste gardul vecinilor din dreapta și din stânga. Am putea ambala conflictul în ambalaje și nume lucioase, după cum am putea să-l ascundem de ochi indiscreți sau chiar de noi înșine. Însă el rămâne o realitate în relațiile de cuplu, fie că miza lui este mare, fie că gravitează în jurul unor probleme insignifiante și, teoretic, ușor solvabile. Este adevărat că nu toate cuplurile își tranșează neînțelegerile conjugale cu decibel dezlănțuit sau cu o grindină de cuvinte insultătoare, dar la fel de adevărat este că lipsa reacțiilor explozive nu înseamnă neapărat o gestionare corectă a conflictelor, care să nu permită fragilizarea relației. Sunt specialiști care spun că prezența conflictelor într-o relație nu reprezintă un motiv de îngrijorare decât dacă acestea escaladează, protagoniștii nefiind dispuși sau echipați corespunzător pentru a rezolva neînțelegerile într-un mod care să salveze relația și să o cimenteze. Unde se ascund asasinii unei relații. În sine, conflictul nu destabilizează o relație decât dacă este abordat cu tehnici greșite, care să-l agraveze în loc să-l aplaneze, afirmă cercetătorul și profesorul John Gottman, care s-a specializat în stabilitatea mariajului. Gottman identifică patru comportamente care pot deteriora relația conjugală, pe care le numește călăreții apocalipsei: critica, defensiva, disprețul și izolarea sau pietrificarea. În cartea sa, cele șapte principii ale unei căznicii fericite, Cotman susține că 80% dintre relațiile care tolerează acești ucigași ai comunicării se îndreaptă către divorț. Critica apare și în cuplurile cele mai compatibile, pentru că, în ciuda posibilelor asemănări, partenerii aduc în relație și experiențe și percepții diferite asupra realității, precum și o viziune proprie despre modul în care se fac lucrurile corect. Dacă un partener obișnuiește să critique frecvent acțiunile celuilalt, distanța dintre cei doi crește cu timpul. Cel criticat se simte lezat, iar criticul se vede subevaluat și neascultat, afirmă psihoterapeutul Caitlin Cantor. Totuși, există căi de a gestiona critica așa încât relația să înflorească, susține Cantor, vorbind despre practicarea vulnerabilității și mestecarea criticii, în loc de a o arunca instinctiv sau de a o înghiți neanalizată. Avem nevoie să înțelegem ce anume din critica unui partener vizează probleme obiective ale comportamentului nostru, dar și să recunoaștem că suntem supuși imperfecțiunii. Este ușor să critici, și la fel de simplu să intri în defensivă când partenerul pune reflectorul pe minusurile tale, dar recunoașterea faptului că fiecare mai are de lucrat la comportamentul și atitudinile lui transformă bătălia pentru corectitudine într-un exercițiu de empatie și sprijin, punctează cantor. Defensiva, în schimb, transmite dezinteresul pentru ceea ce simte celălalt. Atitudinea defensivă nu rezolvă conflictul, ci îl amplifică. Dacă devii defensiv atunci când partenerul tău își exprimă o nemulțumire, tot ce faci este să refuzi să-ți asumi responsabilitatea pentru probleme și să le pui pe toate în seama partenerului, notează Gottman. Deși mai greu de definit. Disprețul e ușor de identificat instantaneu de radarul nostru interior și reprezintă un indicator exact al faptului că relația merge pe un drum greșit. Disprețul plasează partenerul pe o poziție de inferioritate pentru a-l respinge ulterior ca indezirabil și, în același timp, macină speranța acestuia că lucrurile vor merge mai bine psihologul Martin Seligman spune că oamenii se simt deprimați, lipsiți de speranță atunci când o situație este permanentă și imposibil de schimbat. Disprețul îi transmite partenerului tocmai această idee, care are defecte care nu pot fi modificate. Izolarea, retragerea partenerului din interacțiune și închiderea lui în sine, ceea ce Gottman numește stonewalling, a fost descrisă astfel de psihologul Jeff Pipe. Este echivalentul emoțional al acțiunii de a tăia oxigenul cuiva. Potrivit profesorului Gottman, bărbații practică mai frecvent decât femeile dezangajarea emoțională dintr-o relație. Când unul dintre parteneri se poartă ca și cum nu i-ar păsa de celălalt, comunicarea și intimitatea tind spre zero, iar celălalt partener se simte abandonat, ceea ce alimentează disperarea, depresia sau anxietatea. Călăreții apocalipsei nu sunt singuri asasine ai unei relații, tacticile greșite de rezolvare a diferentelor conjugale fiind, de departe, mai numeroase. Tocănița de probleme Terapeutul de cuplu Jamie Tandorf prezintă în cartea sa, Arena conjugală, soluționarea conflictelor, metode de dezamorsare a neînțelegerilor maritale, dar și sfaturi pentru a evita escaladarea lor. Ținerea scorului e o metodă foarte păguboasă de reacție într-un conflict, pentru că reactivează toate păcatele celuilalt. Devin discuția de la problema curentă la blamarea partenerului pentru toate imperfecțiunile sale. Când cuplul alunecă în această capcană a comunicării, toate armele interzise într-un conflict ies la iveală, de la jigniri, discreditări, globalizarea greșelilor, tu întotdeauna, tu niciodată la ceea ce Tandorf numește tocănița de probleme, aruncarea în arenă a întregului ghem de dispute conjugale. Atacul mârșav sau lovitura sub centură vizează situația în care partenerul mânios se folosește de o informație care nu are legătură cu motivul disputei, o informație legată de o problemă de serviciu, de exemplu, care a fost destinuită într-un moment de apropiere în cuplu, pentru a demonstra celuilalt că este sub nivelul așteptărilor pe toată linia. Și lupta tacită dintre parteneri are darul de a acutiza conflictul printr-un șir lung și perfide tactici. Poate fi vorba de încercarea de a-l face pe partener să se simtă vinovat, de sabotaj silențios, soțiar de frecvent mâncarea, sau soțul uită să cumpere articole necesare casei exact în perioadele de încordare din cuplu aplicarea tratamentului tăcerii, remarci răutăcioase scăpate în public sau recursul la săcăieli, voicăreli și reproșuri. Arme preponderent feminine, după cum subliniază Tandorf. Cronicizarea certurilor și eventual punerea pe tapet a acelorași probleme în fiecare ocazie de conflict arată că relația riscă să ajungă într-o fundătură. La celălalt capăt al spectrului, evitarea cu orice preț a conflictului sau politica struțului este de asemenea perdantă, pentru că problemele nediscutate a rare ori dispar de la sine, mai degrabă tinzând să se agraveze. Motivele de conflict între soți sunt de regulă aceleași la toate popoarele și multe dintre ele sunt prezente și în căsnicile fericite, subliniază Tandorf. Ceea ce face diferența între căsnicile bune și cele disfuncționale este modul de gestionare a conflictelor. În timp ce, în primul caz, partenerii au deprins instrumentele cele mai bune de a interacționa, în relațiile nefericite, conflictele escaladează cu mult înainte de a ajunge la etapa soluționării lor. De fapt, modul în care se derulează un conflict marital oglindește destul de fidel starea de sănătate a relației respective. Fațetele pozitive ale conflictului Un cuplu poate valorifica aspectele pozitive ale unui dezacord, scrie Elizabeth Dorrance Hall, Universitatea din Michigan și directoarea Laboratorului de Comunicare și Relații Familiale. Conflictul poate ajuta la însănătoșirea relației, pentru că oferă oportunitatea de a se face schimbările necesare și de a lucra la problemele care împiedică mariajul să funcționeze armonios. De fapt, conflictul nu este aproape niciodată cauzat de problemele de suprafață de la care pornește, ci de motive mult mai profunde, ignorate, nediscutate sau prea puțin conștientizate până la acel moment, susține Hall. După ce emoțiile fierbinți din miezul dezacordului încep să se stingă, este momentul potrivit pentru a descălci nodurile mai adânci și mai pline de semnificații ale relației. Unele cupluri se descurajează din pricina conflictelor care le divizează și ar putea privi dincolo de gard, crezând că iarba relațiilor vecine este mai ușor de întreținut. Dar adevărul este că neînțelegerile sunt inevitabile în orice cuplu, punctează într-un articol psihologul Ro Pascal și Lu Primavera, decanul Școlii de Științe ale Sănătății din cadrul Colegiului Turo. De fapt, partenerii care nu au conflicte măcar ocazional ar putea să fie angajați într-o relație mai precară decât cei care se luptă între ei, susțin Pascal și Primavera. Poate că e vorba de cupluri deconectate emoțional, de cupluri care consideră că au diferente irezolvabile, de cele atât de disfuncționale încât orice discuție minoră escaladează într-un conflict de proporții, sau de mariaje tradiționale. În care credințele despre rolul fiecărui sex sunt stabilite odată pentru totdeauna, așa încât nu mai rămâne spațiu pentru negociere. Mai important decât frecvența conflictelor este modul în care se tratează partenerii aflați în dezacord, conchid Pascal și primavera. Dacă nu trenează mai mult decât e necesar, se rezumă la subiectele importante și nu derapează spre subiecte fără relevanță în context reușesc să evite atacurile la persoană, iar la final cei doi parteneri nu se simt înstrăinați unul de celălalt, atunci modul în care s-a tranșat neînțelegerea a fost unul eficient și pozitiv. Pentru aceasta însă este nevoie de ceea ce psihologul Daphne de Marnef, autorul cărții The Rough Patch, Marriage and the Art of Living Together, etichetează drept atitudinea emoțională esențială în căsătorie, a înțelege și a accepta opiniile și sentimentele celuilalt, conștientizând faptul că realitatea unuia nu anulează pe a celuilalt. O problemă de neînțelegere. Rezolvarea constructivă a unui conflict necesită o schimbare de perspectivă, de la a fi absorbit de propriul punct de vedere, la efortul de a înțelege ce simte și crede celălalt, și motivul pentru care subiectul respectiv are o miză mare pentru el. Gordon și colega ei, Serena Chen, au efectuat o serie de studii pentru a înțelege mai bine dinamica unui conflict. Astfel, unul dintre studii a ajuns la concluzia previzibilă că somnul insuficient este un predictor al unei relații mai pronunțat conflictuale, explicația avansată de autoarele studiului legându-se de scăderea empatiei și a expresivității emoționale în condițiile unui somn sărac. Conflictele vin într-un număr mare de forme și de dimensiuni, dar în miezul lor se referă la neînțelegerea reciprocă, subliniază psihologul Amy Gordon. O serie de șapte studii efectuate de aceleași autoare au reliefat însă rolul de tampon pe care îl are faptul că un partener se simte înțeles împotriva efectelor potențial dăunătoare ale conflictului dintr-o relație. Pe parcursul investigației a fost confirmată ipoteza de la care au pornit autoarele. Conflictul dintre parteneri este în detrimentul relației doar în cazul în care protagoniștii simt că nu sunt înțeleși. Atunci când cred că le-au fost înțelese punctele de vedere și sentimentele, partenerii primesc validarea de care au nevoie, iar conflictul devine, în efectele sale, o experiență pozitivă. Studiile lui Gordon și Chen au arătat că partenerii care simt că sunt înțeleși nu au simțit și o scădere a satisfacției în relația lor, în ciuda situațiilor de conflict pe care le-au traversat. Chiar și cei care au raportat conflicte frecvente nu s-au declarat mai puțin mulțumiți de relație în zilele în care au luptat pentru a regla neînțelegerile dintre ei, dacă au simțit că partenerul le recunoaște sentimentele. Gordon afirmă un lucru chiar mai surprinzător cei care funcționează mai degrabă ca o echipă decât ca adversari în mijlocul unui conflict, transmițând celuilalt ideea că le înțeleg poziția, deși ea nu coincide cu a lor, pot traversa mai bine conflictele care nu pot fi rezolvate cu ușurință. Sau chiar conflictele care nu se vor rezolva niciodată, pentru că în trena multor relații rămân agățate și acest gen de neînțelegeri. Privind relația dintr-un unghi diferit, este numit acela că dacă vă rezolvați problemele, veți fi automat fericiți. Trebuie să învățăm cuplurile că nu își vor rezolva niciodată problemele, este afirmația deconcertantă a cercetătorului John Gottman. De fapt, susține cercetătorul, 69% dintre conflictele ce se ivesc într-un cuplu nici nu pot fi soluționate, pentru că au la bază diferențe majore dintre parteneri. Poate că e vorba de anumite valori sau de o viziune despre viață. Care nu poate fi negociată. Fericirea unui cuplu nu vine neapărat din absența conflictelor, ci din capacitatea de a se raporta într-o manieră adecvată la acestea și mai ales la relație, susține Gottman. Deși ne-am așteptat la o rețetă magică de a păstra stabilitatea și fericirea relației, chiar și în contextul conflictelor de nesoluționat, cercetătorul ne oferă în schimb un ingredient simplu, dar vital, în păstrarea unei relații. Începând cu anii 80, specialiștii de la Institutul Gottman au analizat mai multe loturi de cupluri, împărțindu-le în cele din urmă în două categorii: maeștrii care comunicau în mod calm, fără să ridice tonul chiar atunci când aveau dispute, și dezastrele, care erau într-o stare de agitație, gata de atac, inclusiv atunci când erau rugați să povestească momentele frumoase ale relației lor. Șase ani mai târziu, cuplurile din prima categorie erau împreună și fericite, iar celelalte fie se despărține fericită. Încercând să descopere care e diferența majoră dintre maeștri și dezastre, Cotman a studiat 130 de cupluri care erau invitate să petreacă o săptămână într-un laborator amenajat ca o pensiune, discuțiile de cuplu din acest interval fiind înregistrate. În cartea sa, The Cure Relationship, Gottman avea să noteze concluzia la care a ajuns în urma studiului. Poate nu e vorba de profunzimea intimității în conversațiile importante. Poate nici nu contează dacă cuplurile sunt de acord sau nu. Poate cel mai important este modul în care acești oameni și acordă atenție unii altora, indiferent de ce vorbesc sau fac. Ingredientul care făcea diferența, a constatat Gottman, era disponibilitatea de conectare a partenerilor. Dacă unul dintre ei îi atrăgea atenția celuilalt la o pasăre de dincolo de geam, de exemplu, partenerul răspundea pozitiv aproape întotdeauna în cuplurile fericite. În cuplurile dezastru, probabilitatea mai mare era ca partenerul să ofere eforta de conectare sau chiar să reacționeze ostil la aceasta. Astfel, în timp ce dezastrele practicau aceste mini-conexiuni în 33% dintre situații, Maestrii răspundeau pozitiv la încercarea partenerului de a le atrage atenția în 9 din 10 situații. În cele din urmă, a concluzionat Cotman, cuplurile nu se despar de obicei din cauza infidelității sau a conflictelor, ci din cauza înstrăinării produse prin refuzul constant al unuia sau al ambilor de a se conecta la nevoia emoțională a partenerului. Tim Kimmel, fondatorul organizației Family Matters, subliniază în cartea sa că mariajele care se destramă au câteva lucruri în comun. A pierdut șirul cuplurilor ajunse în pragul divorțului pe care le-a consiliat, dar nu a întâlnit nici măcar un singur cuplu care să fie interacționat într-o manieră care să arate că partenerii se susțin unul pe celălalt. Cei care eșuează în căsnicie nu reușesc să identifice și să celebreze și punctele tari ale partenerului, și nu fac o prioritate din a-i acorda susținerea acestuia, notează Kimmel. În timp ce luptă cu bolovanul sisific al problemelor conjugale, oamenii își pot închipui care ar avea nevoie de mai multă compatibilitate, de abilități și de cunoștințe speciale, poate chiar de o baghetă fermecată de transformarea partenerului pentru ca relația să meargă. Bunătatea, compasiunea, susținerea sunt însă cărămizile cu care se clădesc fundațiile căsnicilor solide, sau se repară breșele create de intemperii. Chiar și oamenii se clădesc din aceleași ingrediente atunci când partenerul lor este dispus să investească și să se investească pentru a-i ajuta să devină cea mai bună versiune a lor. Ea m-a ajutat să devin omul care sunt astăzi, spunea un tânăr la mormântul alesei sale. E una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste și dovada vie că putem ținti în anii întotdeauna prea scurței căsniciei spre un scop mai înalt decât acela de a supraviețui următorului conflict.